Bună dimineața! Bună dimineața! Ne ducem în Grecia, e bucșeta mașină. E bucșeta mașină. Aici că așa e plin? Bă, da. Șosenele? Da. E de simțiele, bagă-le cumva. Și valiza asta a rămas? Da, și gata. Deci am deschis un loc pentru Alex. Alex, stai aici acușa să-l întrebăm dacă vrei cu scăvnil sau fără în spate. Să-l punem. Că aici se margă și nanu Jenia. Da. Și mă duc să aduc pernuțele? Da. Fereana, pornește mașina. Da, da. Hai. Bună dimineața la toți. Noi suntem gata. Gata de călătorie. Trecem să luăm și pe Eugen. Așa, Alex-ul trezit, Ariana încă doarme. Ariana își doarme și în scăunel, cred că mai departe. Documentele și banii, restul. Așa, partea am luat, banii am luat, apa am închis-o, ferestrele am închis, punem paza. Bye bye, house. Vara încă e noapte, da. Așa, luna acolo departe. Alex în spate acolo. Ha. Se vede numai capul. Salut, salut. Am venit să luăm pe nanu Jenia și ne ducem în oraș, ne întâlnim cu familia Sofiei, să mergem împreună. Eu sper că o lată-i rațiile. Nu știu, deja... Să avem și rații, să vorbim între noi. E foarte comod. Și mergem. Rații? Da. Să ținem legătura la drum, știu, poate vrem să ne oprim, poate... Da, asta e foarte bine. Legătura? Dacă le-a luat. Dacă le-am? Eu sper să le-a luat, că e tot ce trebuie eu. Bună dimineața. Salut. Cum v-ați trezit? Bine. Tu? Eu n-am auzit ceas. Și cum te-ai trezit? Nu știu, singur m-am trezit. Tot dimineața? Dar la 5 fix m-am trezit. Roșu gol. Să mai vede câte un taxi din când în când, da. Sfașești. Am uitat un crem. Mama l-a pus, cred că, într-o valiză de asta. Stai că acuși te ajut, stai. Și cât așteptăm pe întârzătorii. Am stabilit să ne întâlnim la parcarea asta. Ia câte s-au ajuns. Stai, eu și solichid. Nu poți ieși. Hello, hello. Hello, dar voi și n-ați luat nimic. Cum n-am luat? La noi e tot bucșit. Trebuie să schimbăm, că noi nu... Salut. Nu avem loc. Nu, noi tot n-avem loc. E bucșit. Bucșit și la noi. Și că voi și aveți loc. Cafea din partea voastră. V-am așteptat 10 minute. Bez problem. Dar noi numai la... Fix am ieșit. Eu sunam! Stașa o măcinată, tăma dumneavoastră. Care măcinată? Fetele, salut! Și cu voi, măi, bună dimineața! Ia-i lăsați! O, dar Nichi doarme! Voi Houston sunteți. Ok. Houston, da? Houston. Iar că... Voi sunteți Houston, noi Iastreb. Ok, Iastreb. Drum bun. Hai, drum bun, over. Ieșit din Chișinău. Așa frumos. După de vânt, afară e un grad. Bună ziua. Bună ziua. Bună dimineața. Bună dimineața, corect. S-a trezit și Nichi. Da. La noi e Ariana doarme. E că acolo Ariana doarme. Da, Alex în spate. O să-i aducem și lui un ceai. Nu vrei să iasă afară, că-i frig. Luăm câte un ceai și mergem mai departe, da? Nu ne ajut, sunt condiționeri, sunt balcoane. Ne întărim și mergem mai departe. Am intrat în vamă, înapoi gol și încolo tot. Din mult nu a fost deja gol. Da, și încolo tot. Trei mașini în fața noastră. Ariana acolo doarme. Cu gust. Alex a pus pernuța, dar nu doarme. Am dormit. Ai dormit? El a mâncat micul dejun. Și ați mâncat voi hot dog, da? Eu n-am mâncat. Eu gen am mâncat. Tot hot dog l-am mâncat.
Și nu luași un ceai? Da, îți gustos. Dar la mine nu, Mars. Și facem și o stație la Duty Free și Vama României și... Așteptăm fetele, ne-am oprit la Duty Free. Aia că ies. Și-o lax, n-am luat nimic, super. Am luat șampanie, vin, băuturi. La România nu. Ok? Mergem? Am ajuns și în România la Vama. Deci rândul mare. Da, și așa greu trece. Da, cam totdeauna aici, așa e rândul. No. Pe unde ne aflăm? Pe lângă Brașov. 50 km. Avem încă o oră până la Brașov și am făcut o stație și la o benzinărie. Și... Afară-i bine. Afară-i bine, e soare, 5 grade. Un pic vânt bate, așa e bine. Ne ducem că căsuța încă nu o să fie gata. Așa că mai avem încă 2 ore jumate undeva până să fie gata căsuța, să facem check-in. Și am zis să ne ducem să mâncăm. Ducem să mâncăm pita grecească și pe urmă ne ducem la căsuță să facem check-in. Și copiii s-au luat ca pețișoare cu ciocolată. Am ajuns și la Brașov, așa cum spune Alex când era mic. Brașov. Hai, kids, kids, haideți să mâncăm. Brașov. Tu când erai mic, spuneai Brașov, nu spuneai Brașov. Da, mi-e era cum spun Brașov. Cum să mâncăm. Și pe urmă ne ducem să facem check-in. Afară sunt 7 grade. Zăpadă nu-i. Poate sus, la Poiana Brașov, poate acolo să fie. Cel mai probabil este acolo. Dar aici nu văd eu să fie zăpadă, poate 7 grade. În schimb e soare, e bine, noi poți să omorâm timpul, nu bate vântul, asta e bine. Gata, ne-am așezat. Poftă mare la toți. Am luat carne gustoasă, acolo copii. Sofia s-a luat burger, Sara creveți, Alex pita. Dar Iana mănâncă cu Nichi. Ники. Да, ши. Солнце лес. Я на утро не ешьте по Ники. Да, да, утро не. Браво, Ники. А вот Фил, я прежде тебе дать лапу. Да, шкафина тут пирсула, кофта мари. Мы цумим. Я вам скажу, лака, сена есть гиро пуй, мне плаку тари. Да, ши суфлакель тут им плачу. Вау, че баи фрумасы. Mamica, uite ce lavoară aici. Ariana, da? Eu vreau să vă râs ceva. Ce să râs? Știți cum o să numească casa asta? Star House. Wow. Star House. Vreau și eu să fac. Eu Cristina, îți gătiești. Ura, ura. Asta e un fel de ca... ca fundișor. Uitați-vă ce frumoasă aici. Ce-i Ariana? Buxe! Ce e acolo? Jacuzzi! Da, jacuzzi. O să facem și jacuzzi. Televizor mare. Dacă era și zăpadă, vă închipuiți ce frumos era să fie aici. Foarte frumos. Acolo este și grătar neobișnuit, așa cerc. Da, este și electric în parc. Da, este și electric acolo, grătar. Foarte frumos. Dar ce e acolo? Paturi! Paturi? A, aici e dormitorul. Noi îți facem cine e și doarme. Aha. UEFA. Ce e acolo? Are și Eugen dormitor. A, încă un dormitor. Așa, dormitorul numărul... 4. Hai să punem unul, că eu acum am început să filmez. Și aici este și... PlayStation. Fiecare... PlayStation. Fiecare dormitor are baia lui.
lumini. Ah. Hai că o să găsim. PlayStation este? Super. Și încă un televizor mare. Aici un colțișor pentru copii. Foarte frumos. Așa. Dormitorul numărul 2. Foarte frumos. Ce două paturi. Ce ai fetele? Cred că da, din copii sau... Ia ca Nanu Jenia unde îți dormi. Nu, că copiii nu încă să te iau pe televizor. A. Dar nici de când diferență. Așa, mai departe. Și așa cu un dormitor cu baie și cu duș. Acolo este șcadă. Aha. Și cu un dormitor. Aici un duș așa, super. Și aici încă un dormitor. Aprindeți luminile. Unde sunt luminile? Așa, aici e dormitorul 4? 3? 4. Dar 4 le unde? S-o poate că unde e televizor cel mare, știi, tot e dormitorul. Ah. Nu dorme domnul nici în camera. Așa, foarte frumos. Da, a, și aici e ca 4-le. Aici tot o să doarme cineva. Da, aici ce? A, aici încă o baie. Baia numărul 3, cu cade. Foarte frumos. Super. Și pirectul ăsta foarte super. Da, da, i-am arătat. Super. Și au și de-asta PlayStation. Da. Și PlayStation. Și trebuie să fii și... Eu avem puțin un Xbox. Măsuță așa frumoasă. Și afară. Așa că aici afară, curtea noastră. Suntem lângă pădure. Cușa, să ne ducem și de afară și o să... Deschid! Cușa, să vă filmez de afară, să vă arăt de departe cum arată casa. E foarte super. Și ne Noi cu Jenia am ales patul ăsta. Da. Da. Să jucăm poker de seară. Da, pa. Și eu am spus. Da, Alex. Și box, aha. Da, foarte super. Miroase așa prospețime, super. Da, și acum și o să facem și focul aici, în șeminiel. Da, dar aici de afară se face focul. Super, foarte frumos, da. Foarte frumos. Și cred că vă întrebați unde suntem. Vă spunem. Suntem la Râșnov, la Mountain Lodge. Aici se închiriază căsuța toată. Foarte super. Și încăpem toți să dormim. Că acolo jos sunt patru dormitoare, dar aici toți sunt canapiuri. Mama, prinde mâna! Eu mă urc ca să-i... Am jos țară. Aici am zis. Da. Cuși facem jacuzzi? Uitați-vă și peisaj. Da. Uitați-vă și peisaj, prieteni, frumos. Foarte frumos, da. În partea asta, în dreapta, e pădurii la noi. Joacă, foarte frumos, dar s-a fost zăpadă, îți închipui și frumos, ce frumos era să fie. Da, este puțin zăpadă ca acolo. Ne descărcăm, parcă am venit pe o săptămână, de fapt pe câteva zile am venit. Ia că așa arată și casa, ia că Arian acolo la fereastră. Salut! Nu mă valițele astea. Luat și suc de tomate. Și gogoșari, ce mai e acolo? Dacă am doar cu porcanii, n-am nimic de acasă. Da. Și de multe produse. Asta se numește, a venit la odihnă, ori l-a mâncat? Și? Două zile. A venit două zile. A venit două zile, dar noi suntem 10. Corect, corect. Copii, trebuie mă burile voastre 3. A venit mica de două. Și Nichi, și Nichi. Stăm aici la masă. Foarte super. Confortabil casa. Am făcut și focul, am aprins căminul. Copiii ce se relaxează. Până acum au dansat jos, da, copii? Da, da, da. Și
cum am să relaxat și m-a prins și caminul. Și meniu. Foarte super. Și se încălzește asta. Dar aici e cald, știi, de la cămin. Da. Deci pe jos între de aici e aer și pe aici e cald. Uh-huh. Super. Și de aici vine căldură, adică da. Foarte super acolo. Să citești o carte seara. Ora 9. Plou sau ninge? Ninge, parcă. Ia. Dar nu se vede în cameră. Ninge cu micuț. Aha. Și copiii s-au dus în jacuzzi. Ne ducem să vedem ce fac ei acolo. S-aud. Uuu, și aburi aici. Salut, copii! Salut! Da? E cald apa? Da! Picnicul? Băi, noapte. Ce super arată casa noapte. Foarte frumos. Super, super. Așa casă cu două etaje, da. Gaz, 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 gaz. Aici la plecare este așa o carte unde fiecare își lasă recenzia și am citit aici toate recenziile, sunt super. E ca ultima recenzie, cele mai frumoase gazde, vom reveni cu drag. Au ieșit copiii și au intrat mamele. Noi vrem să ne relaxăm. Ina n-a vrut, dar eu am convins. Chiar n-a vrut, dar cum îmi pare rău. Da? Super? Super, da, așa e de cald, așa e de bine. Eu relax, nu pot să vă redăm. Nu degeaba au stat copiii aici 3 ore aproape. Da, la copii au stat fără masaj ăsta. Dar noi am pus. A, voi ați spus da, și masaj. Da. Ei, știu că este masaj. Da, da, nu mai ieșeau de aici. Am dormit foarte bine. Ariana încă dorme. Să vedem Maria somnii. Acolo tot dorme. Dorme. Super. Da, foarte frumos. Nu putem dormi. Eu să pad acolo sus. Ce frumos. Da, mă privește asta cât faci. Faci mie o cafea? Am făcut asta jumătate. N-am bric. Știi? Fac la capsul. Pe papa s-au gust de la mine. E mare. Cu zahăr? Da, asta e grecească. Da, hai că cuți de la tine. Și toți dorm, noi primi ne-am trezit, așa? Eu așa de bine am dormit, nu știu cum. Da, foarte bine. Ariana, bună dimineața! Bună. Niki, bună dimineața! Niki, bună dimineața! Good morning! S-a trezit și a doua mamă? A doua. Dar ești unde-s toți? S-a. A, băieții ăștia meditează. Bună dimineața! Stați cu câini. Au, Sașa, în chiloț. Hai spune că șorț, da, da. A, dulăi, să odihnesc. Super grătar ăsta, da? Ieri era deja noapte. Aici să faci focul și să coace ea ca așa pe asta.
Adică o curăț și scoaci, pune așa bețușoare, știi? Da, da, da. Cu sflachi, foarte interesant. Dar pe să poți face și aripioare și vrei. Da. Da, fierbinte. Salut, Ciuni. Cum ai dormit? Bine? Ce mare casă. Da. Mare casă și frumoasă. Mumușei, da? Acela mare. Acela capul mai mare ca la mămica. Ii bățieli, ii mumoși. Și asta e mică. Da, asta e mai mică. Nu strânge, nu strânge. Nu strânge, doar mângui așa pe cap. Așa, bravo. Cristina face micul dejun și nu avem tigaie, dar Cristina a găsit soluții. Copiii de mâncare, natură. Vom fierbi cereale, alea ți acolo, Sofia, mănânc. Super. Noi am stat mai mult de o oră afară. Da, am văzut. Așa aer curat, tot și munții și pădurea, aerul. Super. Mă pune pe gânduri să vindem casa și să facem o casă în pădurile. Ha? No? La bătrâniață! La bătrâniață? Când copii ies și pe mari, când asta ai nevoie să duci la școală. Asta e problema acum, așa e, na? Scoți noi egal. E la bătrâniață, dacă la fără copii, faci și o căsuță micuță, o cameră străiește. Facem aici un video pe canalul lui Alex și pe Sofia. El crede că e bebeluș. Dar el coșcojemite, da. Parcă e mie. Da, scuze că așa un e blând, e blând. E blând, da. E n-aveți să-i dai drum așa liber. Da, ești frumos, ești frumos. Dar eu mă tem de tine oricum. Numai că nu-i văd, el adâns, el adâns. Da, da. Ești pe crocodilul, ești cu gura cascată. Băi, măsăle. Cum te cheamă, oare? Trebuie să fii cald lui. S-a fost zăpada, vei să fii numai bine lui. Toți copiii acolo. A, voi faceți poză? Am intrat și eu în poză. Am vrut să vă arăt traseul care l-am făcut noi așa. Și am jucat. Puteți vedeți pe canalul lui Alex. Și ia că acolo e sfârșitul. Facem o pauză de masă. Cu așa mâncărică. Și acum și-o spunem și carne rolă, da, Cristian? Da, nu carne. Cartofi spunem rolă. A, scoacem la grătar? Da, dar cartofi să facă rolă și acum. Și cu legume. Și super. Super, da. Mai încolo, acum... mai încolo, da, nu ne foame încă. Ceaiu. Mhm. Hai, sănătate, fetele. Noi bem suc de tomat da. Și fetele beau vin foarte bine. De tomat. Este suc. Ai suc? E suc. Ai suc așa? A, de trandafir. De petale de trandafir. Noi... Da, noi cu suc de tomat. Da, noi cu suc de tomat. Cu piper negru și cu sare. Și vodka. Și vodka, dar puțină de tot. Da, puțină. Nici nu se vede. Seara deja am făcut... am făcut încă două videouri super. Și acum vrem să coacem carne la grătar. Eu o să fiu primul care să mănânce. Da? Cel mai flamând. Nu a fost în plan să facem la grătar, am zis că să facem în rolă, dar... Nu mai e, stai curățit. Și steak-uri și pui avem, da? Și, da, gambe și rețe. Să mai punem foc, vrem la cămin și meniu.
foarte super. Deci căldură, nu că e frig în casă, dar e foarte frumos. Seara și mine au aprins. Riana acolo, cu Sara și cu Nichi, stau în jacuzzi, apa fierbinte. E super! Noi n-am ieșit din casă, azi toată ziua am luat mâncare. Da, azi am stat toată ziua în casă. Toată ziua în casă, am început de filmat după două. Uh-huh. Nu pe masă. Champagne. Pentru fete. Pentru dame. Pentru fete? Eu trebuie să iau probă să văd pe cât e ok. Hai, nu. Da. Ești afară. Coc aici. Pui. Acuși steak-urile de acolo. Acolo nu se vede, dar în cameră nu se vede, dar în realitate se ved munții albi acolo așa toți. Foarte frumos. Copiii aici saburesc. Nu vă-i fric, copii? Nu! E cald! E cald, da? Da! Gata masa noastră, ia ca așa arată. Făcuși ciupercile. Jenia acolo face... Doar sub... Marioara de sânge, sau cum îi spune? Cravava aia mării. Da, tomat, vodka, Marioara însângerată. Da, Marioara însângerată. E ca așa carnea, carnea, dacă grătarul prima dată, da. Așa, puțin amarsă, da, cartofii super, arată super, așa, pânică, să băiesc? I-am scos după câte ori în jacuzzi, eu Ina, și fac închidul. Ce acolo? Arată că nu e, pe Marioara însângerată am arătat-o deja. Așa, și ultima cină în această casă frumoasă, pentru că deja mâine plecăm în altă parte. Am mai stat. Noi am mai stat, da. Da, da. Dar noi nu ne ajunge, bătigă. Nu ne ajunge, nici, eu cred că și dublu suntem, tot nu o să ne ajungă. Mi-a plăcut, într-adevăr, casa foarte frumoasă. Da. Și poftă mare nouă. Hai, poftă mare, copii. Și Cristina.